Ambuteiaj pe pasajul Basarab. Deci ambulanța nu poate trece mai repede. Și a fost gândit ca investiție care să fluidizeze traficul. Cât mai multe mașini, cu atât mai multe ambuteiaje, că nu poți face autostrăzi prin tot orașul. Deci e clar, trebuie încurajat mersul la lucru, la școală și la plimbare cu bicicleta, nu cu mașina. Sau cu transportul public, care ocupă mult mai puțin loc în trafic. Dar nimeni nu vrea să facă chestia asta dintre guvernanțe.